Neața, Cristina! Neața! Neața! Să rămână! Bună ziua! Ce făceai când noi sunam? Fix, ce făceai? Stăteam în pat, mă pregăteam de o nouă zi la facultate. Bravo! Ce rost mai are? Plouă afară, unde te duci? Ți se, încrețește părul, creț. Nu mă, e online, nu? Cum să? Da, da, online. Bineînțeles. A, încă o zi la facultate? Un an de zile, da. Te machiezi pentru facultate online? Bineînțeles. Nu, mă machiez pentru hobby-ul meu. A, dar azi nu, sau? Astăzi nu, dacă stau în casă, ce rost are. Ok, am avut o ședință acum două săptămâni din asta pe Zoom, cum e acum. Și... Deși am fost patru privitori, eram doar eu cu camera deschisă. Eu am crezut că nu merge. M-am mutat de pe laptop, pe telefon, nu mergea. Și la un dat, pentru că era și un bărbat între cei trei interlocutori, zice: Dani, nu te mai chinui. Noi nu avem camerele pornite, nu mai bate telefonul. Și eu zic, păi de ce? Și a zis, păi să spun sincer, colegele azi, nefiind la muncă, nu s-au machiat. Una a recunoscut că e într-o salopetă roz și n-am vrea să o vedem. Bună, Alina? Și el zice, și eu, sincer, Dani, azi nici nu m-am spălat. Păi zic, e unul. Zice, știu, mă spăl mai târziu. Și zice, dacă ai acest fetiș, stai tu pe cameră să te vezi. Așa sunt ședințele astăzi. Păi, întâlnirile astea pe Zoom, ca și școala online, ți-am mai zis, sunt ca ședințele de spiritism. Da. Mihai, ești aici? Dacă ești aici, răspund. Da. Îmi place tot mai mult. Cum e școala online? Cum mai cunoști, Cristina, un băiat, de exemplu? Păi nu mai cunosc, asta e problemă. Asta e problema. Te înțeleg. O văd și eu, sunteți mai multe în problema asta. La ce facultate ești? La automatică și calculatoare, la politehnică. Asta că voi ar fi trebuit să fiți obișnuiți cu asta. Da. Mai pot să chemi un coleg să învățați împreună? Nu, doar pe meeting, atât. Pe meeting. Câte colegi o să vină diseară? 512K. De ce nasol? Câți ani ai? 21. Sărbătorești ceva azi? Astăzi nu, în weekend poate, mă mai gândesc. Bun, bun, poate, na, știi cum e, ești din Zoom în meeting. Mă, ce să zic, te pupăm. Mulțumim că te uiți la Neața, să ai o zi relaxantă și să-ți meargă bine toate. Aveți ceva program ăștia de 21 de ani când plouă, adică... Un serial, ceva? Dacă avem facultate, ce seriale? Nu mai. Dar e ziua ei astăzi? Păi nu e, n-auzi? E ziua ta astăzi, Cristina? Da. Păi e sau nu e? Nu, mama, păi azi, zis, dacă nu sărbătorește azi... Să duce în weekend, intens. Că muncește. Păi, Cristina, de ce nu spui așa? Atunci, la mulți ani! La mulți ani! Și eu trebuie să-ți ca cu sărna? Știi cum e? A fost și urarea noastră pe măsura răspunsului ei, că nu a fost sigură dacă e ziua. Mai încercăm o dată sau o lăsăm așa? Bă, tu ai terminat informatică, nu știu, poate scrie... Ce te faci când ești mare, Cristina? Programator. Oh, bun. Scurt și la obiect. Și ce programe? Răspundem, face și ditai fraza. Ce vrei să știi de la mine? Da, nu, bine, bif, a, nu? Da, nu, da, așa da. E cu 101100. Algoritmi am făcut până acum? Mai mulți. A, bun. Toți. Toți, da. În ce formă geometrică se introduce cuvântul if sau dacă? Ce am făcut? Formă geometrică. Da, are un desen specific la algoritmi. Bun, lasă. Deci asta este pentru tine, îți dorim la mulți ani. Da. Ne vedem la Marine. Cum cu liftul? Avem noi terminul. Dai-mă puțin, dă-te un pic. Ce? N-ai zis lift? If. Adică da. Bine că știi ce scrie pe cruce în râi și de la ce vine. If. Știu, mă, de... If, mă, da. Știu, mă, de ce s-a supărat sinusul pe cosinus, că i-a dat cu sin. Hai, mă, că am mai știut astea așa, nu e... Am mai văzut și noi... Cristina, te cupăm, puneți o dorință, piesa asta e numai pentru tine. La mulți ani! Mulțumesc mult, trebuie să o...